Nu știu cum să te ajut, Iorete, că nu pot să fac schimb de minte cu tine. Păi vii cu mine, mă, când dai examen. Și tu scrii numele meu pe foaie și eu numele tău. Și ne inversăm la final. Ha! Vezi, mă, că ești și tu băiat deștept. Ha, ha! Mergem acolo, eu scriu și tu copiezi de la mine. Au! Păi dacă te miști! Bună ziua! Ce? Oh, emoția asta! Hai de cap! Scuzați că am... Seara bună frumoasă, doamnă! Bună ziua! Sunteți doi! Nu! Exact, da. Suntem doi, dar ca și unul! Ca... Că suntem frați! Gemeni! Ce? Ce ai? Cum să fiți, băi, frați gemeni, că nici nu arătați de aceeași vârstă? Nu... Păi eu... El arată mai inetate că asta mai mult acolo la mămică în burtu. Eu m-am grăbit și vezi și primul. Prost ești, mă, că e... Că ești mai bătrân, că dacă ești prim. Așa, eu am ieșit mai târziu, că și că fiindcă era gen afară. Și n-am vrut să ies de la mămică în burtă, că mie nici nu-mi place iarna, da? Taxa de examinare a fost plătită doar pentru unul dintre voi, domnilor Chiorete. Păi nu, că plătește frate meu acum și pentru mine. Păi ce... Eu vreau ce are banii. Păi ești în baie de întrețit. Păi pe lupat. Gata, ca să putem da împreună, știți? Și acum, dacă nu ai nicio problemă, zic să începem. Că poate avem și noi treabă mai târziu. Și nu vrem să vă reținem. Las loc. Scoate pixurile alea. Da. Unde nu înțelegi, mă întrebi. Te întreb, te întreb. Nu va fi nevoie de pix și de hârtie. Examinarea este orală. Mă, ce-a făcut? Hai, ne controlați în gură? Pe mine să mă scuzați, dar eu dimineața am mâncat ceapă, dar nu că aș fi vrut, m-a sforțat nevastă-mea. Că așa am dă ea dimineață ceapă. Domnilor, orală înseamnă să vă exprimați liber pe un subiect la alegere. Mamă, cum e mai greu. Ne dați dumneavoastră că noi nu ne-am adus de acasă. Că știam că nu e voie, adică nu e legal. Ok. Cultură generală. Mamă. Deși... Fine, să spunem de exemplu poezie. Care vi se pare, domnilor, cea mai frumoasă poezie românească? Frumoasă... Că... Căteluș cu părucres, fugșurer. Nu e asta, a vrut să vă arăt că nu e asta. Lucea fără domn. De? De dimineață. De cine scrisă? De Camil Petrescu. De Mihai Eminescu. Exact, Mihai Eminescu, că asta am vrut să zic și eu, dar m-a luat gura pe dinainte și mi-a ieșit altceva. Deci, Luceafărul de Mihai Eminescu. Exact, Luceafărul de Mihai Eminescu. Altă întrebare. Altceva? Atât? Hai mă că l-am luat. Băi, începeți! Ce? Orice. Vorbiți despre poezie, despre orice vreți, ceva. Acum? Păi nu v-am zis titlul și autorul. Zice, bă, că ne omoară pe amândoi. Iată vin un sol de pace, conăfram în vârf de băț. Vandam privind la dânsul, îl întreabă zâmbăreț. Ce mă, mă, băiatule, mă? Te pupă, Vandam. Asta este o combinație între sport sângeros și scrisoarea treia. Nu e Luceafărul. Da, nu e Luceafărul, că întâi a fost scrisoarea și pe urmă a apărut Luceafărul. Am zis să o luăm cu începutul, nu? Să sărim așa etape importante din istoria poeziei românești și să trecem ca gâsca punea pe comate. Domnilor! Ori îmi spuneți ceva despre poezie, ori încheiem acum examinarea și nu vă dau niciun certificat. Na!
Fita, măi, băi, nu v-am zis titlu! Nu e de ajuns! Băi, alții nici măcar pe ăsta nu-l știu! Stai jos! Chiorete cel mic! Scoală! Zi! Zi! O poezie! Nu zice nu cea părucă prostă, îl confundă cu spor sângeros și cu scrisoarea a treia! Probleme! Fa-fa... Fata... Ma-mi și fa... Fata moșului și cu fata babi! Asta e poveste. Am zis. Poezie. Făt frumos de lacrimi! Lacrimi! Îmi curg mie când vă văd pe voi cum sunteți! Mai puneți mâna pe o carte și data viitoare poate că o să vă dau certificatele astea de care aveți voi mare nevoie afară! Dracu, ce m-a enervat asta! Spune ce că nu se pricepe, ne-a mai luat și bani! Și nici măcar nu ne-a tăiat chitanță! Madam! Ești arestată pentru evaziune fiscală, că și ca fiindcă ai luat bani și n-ai tăiat chitanță! Păi stai, nu, că nu, n-am avut gândele, de-abia am început eu de examinarea! Nu mă doare la pască, legea e lege pentru toată lumea! Ai luat bani, tai chitanță! Hai, mâini la spate, să mergem la secție! Și-o spun brățările, nenică! Să ia între 5 și 10 ani pe treaba asta!